mistierul bunătăților și îndătătorile de viață. Vino și ne sărășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Sfințite Părinte, binecuvântați! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său, Pan și al Său, iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă rog să vă așezați. Este o zi mare sărbătoare din biserica noastră, pentru că la Rusalis a fost întemeiată biserica și mă bucur că suntem aici împreună ca să-L întâlnim pe Domnul Ministru și să ne spunem câteva cuvinte de la suflet. Dânsul este un om de mare cultură, dintr-o familie aleasă și îi oferim pentru ce cultural mult de arde în biserica noastră. Oferim biserica o pagină de astăzi în care s-a întâmplat în care am salutat prezența dumneavoastră aici și sper să mai știți și mai știți, pentru că e foarte important să ținem aproape. Avem nevoie de oameni din cultură, oameni pentru orice cultură, orice tracul, pentru că știm că sunteți neamul paleologilor și a vitoferilor. Sunteți în proprietorie pe pomenească aici și sper să spuneți câteva lucruri de la suflet. Am văzut foarte ce vă stați deosebită și în televiziune și peste tot și aici pentru toate alesele calități pe care Dumnezeu le-a pus. Nădăjduim ca să lăsați aici o putere de lumină și îl pun pe Costelian, că el este cel care cunoaște din biografia dumneavoastră și eu știu, dar totdeauna ne-a ajutat la treaba aceasta. Bună seara, Doamne ajută! Ne bucurăm mult că suntem în această seară, în acest context, cu toții aici, în acest binecuvântat loc, la acest eveniment spiritual duhovnicesc deosebit și la această manifestare culturală excepțională, în cadrul căreia a invitat de onoare la fel de Domnul Teodor Paleologu, pe care cred că cei mai mulți dintre dumneavoastră și eseist, scriitor, diplomat, istoric, ministru, ambasador, un om de cultură rafinat, un intelectual deosebit. Nu vreau să întind prea mult cuvântul meu, vreau să acord domniei sale spre a ne împărtăși mai multe idei despre creștinism și filozofia antică, amintind mai doar că vom avea o altă seară bucurcească la orele 19:30, pentru că la orele 19 este o slujba cumniei, în cadrul căreia a invitat la fel Părintele Petru Moga de la Cumina, care va vorbi despre temă, pe o temă specifică în bicentenar, scrisori de pe frontul de Est. Ne bucurăm mult că suntem aici, cum spuneam acum, în această seară. Vă mulțumim din suflet că ați răspuns cu toată deschiderea și cu toată disponibilitatea invitației noastre, faptul ce ne onorează pe toți în mod deosebit. Vă dorim mult succes în întreaga dumneavoastră activitate, binecuvântați spor și să dea bunul Dumnezeu să ne mai întâlnim, să ne mai vedem aici, în această formulă, cu toții, sănătoși, cu curoși și cu folos. Bine ați venit!